spus că am cumpărat această cremă de la GeroVital pentru albirea petelor și vreau să spun că s-au mai diminuat. O folosesc intens dimineața și seara. Dimineața o aplic când mă trezesc, dacă știu că stau prin casă câteva ore și așa, oricum, înainte să ies afară mă spăl bine pe față, clar. O dau jos, mă spăl și cu săpun să fiu sigură că nu rămâne nici măcar puțin, ca să nu mi afecteze cumva pielea soarele de afară. Este foarte bună. Folosesc destul de sporadic din ea, să spunem așa, nu fac economie, nu aplic foarte puțin, aplic puțin, întind, masez în piele și pe urmă mai aplic așa, pe pomeți, însă ea se mai absorbe și așa mă și culc cu ea seara. Seara o aplic, mai stau eu pe net, bla bla, deci nu mă culc imediat ca să mă șterg de pelin sau ceva. Și are efect, are efect. Nu prea mă așteptam să aibă efect, sincer, din cauza prețului. Dar uite că are efect și chiar sunt curioasă până la ce punct pot să le deschid aceste pete, mă refer. Poate că mă scap de tot de ele. De se vedea extraordinar de tare. Se mai vede, parcă partea asta este mai proeminentă sau cel puțin așa mi se pare mie, în fine. Voi folosi de la Revolution. Este o soluție roșie. Eu stau 10 minute cu ea. Nici 10, adică nu se stă mult. Este un acid. Și în niciun caz nu trebuie să te prindă soarele, nici măcar după. Adică trebuie foarte bine spălată de pe față. Deci este un peeling. Așa arată recipientul. Îmi place foarte mult că este din sticlă. Ia uite, aici se vede cât mai am. Deci am folosit din ea. Am avut perioade în care o foloseam o dată pe săptămână, că na, era nouă și mi-aminteam. Și după aceea n-am mai prea folosit-o. Așa este roșie, îmi place că este roșie. Eu îmi pun în palmă, că nu mă descurc altfel. Îmi pun în palmă, este ușor gelatinoasă. Și o întind cu pensula aceasta, care este o pensulă de la Oriflame. Este o pensulă pentru întins măștile pe față. Și atunci mi se pare că mi-e mult mai ușor să întind cu pensula asta, ea nu absorbe produsul deloc. Cred că mai am eu printr-un daily vlog tot așa o bucățică în care vă ziceam de soluția asta și cu aplic și că stau cu ea. Grijă dacă aveți tenul sensibil. Nu stați 10 minute cu ea, încercați 5 minute sau încercați să stați atâta timp cât vă simțiți confortabil, nu mai mult de 10, clar. În sensul că să nu vă ardă pielea, să nu vă irite, eu știu. Dar să vedeți cât de, voi să vedeți dacă o să o folosiți, cât de fină rămâne pielea după ce o spălați. Într-adevăr, duce probabil celulele moarte de pe piele. Nu voi folosi astăzi Foreo, l-am folosit alaltă ieri, parcă. Mă refer cel de curățarea pielii. Nu vreau să-l folosesc să-mi irit pielea, pentru că ea va fi sensibilă acum după această soluție. Nu vă duceți în conturul ochilor, eu m-am dus până aici, dar este strictă sumarea mea, pentru că nu sunt sensibilă și vreau ca aici, pe porțiunea asta, să fie produs. Voi nu vedeți atât de bine că bate spre roșu așa acum pe fața mea din cauza luminii, dar eu în oglindă văd. O să încerc să întorc puțin camera. Nu știu dacă se vede. Deci se vede puțin că sunt așa puțin roșiatică la piele. Și voi sta vreo 10 minute, așa, eu pot să stau, nu mi-afectează pielea deloc. După care o să spăl bine, bine fața și grijă după, tapotați mai degrabă fața, adică nu o ștergeți în prosop cum aș șterge de obicei, dacă aveți obicei ca mine să vă ștergeți, frate. Tapotați-o mai degrabă,
Și ați putea să aplicați o cremă hidratantă. Da. Au trecut cele 15 minute. Hai să mă spăl și pe... Foarte fină este fața. Nu, nu vă dați voi seama, dar mi-o acum nu știu ce față, zgronțoroasă sau ceva, dar hai să mă spăl și pe cap. Dar rămâne foarte fină după soluția asta. Deci chiar trebuie să mă spăl pe cap și n-am chef de toată manevra, de toți pașii, sincer. Trebuie să mă dau, să stau cu balsam, o grămadă, cu mască de păr. Da, trebuie. O comandă de data aceasta prin Taz, nu știu dacă știați, mai nou puteți comanda și de la magazinele Auchan la Timișoara, mă refer, dar mai mult ca sigur și în alte județe. Deci din Timișoara, de la Auchan, are aici pasărea asta, nu știu dacă plasa este de la Auchan sau nu, mă rog. Mi-am comandat ce îmi comand de obicei prin Bringo de la Carrefour. Nu reușesc să schimb nici cum datele cardului la Bringo și atunci am comandat prin Taz. Acolo am introdus un alt card cu care să plătesc. Și mi-am cumpărat iaurturile mele obișnuite, Zuzu, smoothie-uri de fapt și un cofrag de 15 ouă. Asta vroiam să spun, doar că puteți plasa comenzi și puteți cumpăra și de la Auchan. Am apucat să fac salată orientală, cred că îi spune, cu maioneză, ceapă, ou fiert, un pic de gogoșar și cartofi fiert. Și vă arăt că deja sunt gata. Acolo sunt ouăle fierte și cartofi, acolo am maioneza și ceapa.
Am făcut niște cumpărături de la Carrefour și am recumpărat hârtia asta igienică de la Ceva cu 4 straturi. Niște dischete de machiante de la Nivea. Am găsit semințe, adică stați că ajung și la ele. Orez din acesta care se gătește foarte repede cu bob lung. Panzani. Mă rog, așa la pungă. Se gătește chiar foarte repede și e bun la gust. Un chips așa de la Lay's. Nu prea mănânc eu chipsuri, dar să fie acolo de ronțăi. De obicei când mă pun la film ceva îmi place să ronță. De obicei mănânc semințe, dar am găsit semințele astea de la Rio. Am mai mâncat eu și se decojez destul de ușor pentru că mă termină. Deci am niște bătături la degete de la semințe pur și simplu. Am luat niște pungi de semințe, după cum spuneam, nu mai știu, vreo 4 sau 5. Niște castraveciori din aceștia. Sincer, îi mănânc și goi, adică gol așa, fără nimic. Mi-am luat șuepsul meu, care îmi place cel mai mult. Pink Tonic Style, acesta este foarte bun. Un singur Red Bull, niște ciocolățele din acestea Kinder County, vreo 5 cred că am luat, de la Maggi, cuburi din acestea pentru supă cu legume și de găină am luat, trebuie să fie pe undeva un Orbit, Diplomat cred că e acesta, da. Arată bine, sper să fie și bun. Și două eclere. Tot de la Carrefour, de la Carrefour Mini Market. Aici sunt restul semințelor, tot cu legume, o tobă. De la Banat, bun, da, o tobă țărănească. Am văzut multe bucăți de carne și eu dacă mănânc tobă, îmi place să aibă carne. Două sortimente așa de popcorn, de la Chio cu unt și de la Moji sau cum să citi, tot cu unt. Tot de la cuburi de găină de la Maggi. Astea de găină, alealte erau de legume, două iaurturi Zuzu. Asta e cu mango și pară și acesta e cu căpșuni și coacăze negre, un almete cu smântână, așa, încă o ciocolată cu căpșuni, niște biscuiți din aceștia, înmuiați așa cu ceai, sunt foarte buni. Și cam atât. Neami, neami. Cotlet de porc și cartofi. Așa doar pe jumătate tăiați, cartofi ardelenești. O să îi facem la cuptor. Scuzați la gazul. Nu l-am mai curățat, că cu siguranță îl murdărim iarăși. Sper să-mi amintesc să filmez și la final. Deci eu mereu am avut amintirea, impresia că la cazier, nu știu, eu mi-amintesc de câte ori mergeam la cazier, curtea aceea de așteptare era plină. Dar de data asta am avut norocul și am așteptat, cred că 15 minute și atât. Suntem în luna noiembrie. Și e totul verde, deci ia uitați-mă puțin. Deci chiar e totul verde. Mă bucur că am găsit loc de parcare, că eu cum veneam dinspre centru, încoace spre IJP, pe dreapta toate parcările erau pline, zic, na, fain. Dar am găsit pe partea asta la altul de parcare. V-am lăsat.